Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Piațeta Casei de Cultură Onești, lucrări pe ultima sută de metri. Comănești, ședința grupului mix de lucru pe problemele etniei rome. Săptămâna mobilității la Târmănești. Este bună pentru oneștenii care locuiesc în imediata vecinătate a Casei de Cultură din Onești. În cadrul emisiunii 24 de ore, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, a vorbit pe larg despre subiect, astfel am aflat când va fi și momentul final de inaugurare a lucrărilor. E la un pas de finalizare, ca să zic așa. E la un pas, eu estimez că finalul lunii noiembrie, așa cum am promis, ne vom putea plimba pe aleile piațetei mai repede. Ne vom plimba prin parc. Pe asfaltul. Am pregătit imagini, ați spus dumneavoastră câteva imagini foarte frumoase cu piațeta Casei de Cultură. Într-adevăr, încă mai e de lucru. Acum, știți cum este, nimic nu s-a făcut peste noapte și nici cu o baghetă magică. Schimbăm totul dintr-o dată. Nu, da, bun. Imaginile care au apărut prima dată au mai suferit modificări. Vă pot spune și înainte de emisiune și legat de fântâni și de... Cum arată acum, la ora asta, de sus arată foarte, foarte bine și o să rog colegii, uitați. Asta era deja numai de actualitate imaginea. Zona, zona asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, în 3 săptămâni sper eu să avem și gazonul montat. Pavaj, alei. Aici deja suntem în piațeta din fața catedralei și a Casei de Cultură. Vor fi două fântâni. Utilaje multe, se lucrează, echipe puternice, am văzut în permanență. Acum trebuie să le lăudăm și constructorii, că au fost pe metereze, au lucrat cot la cot cu muncitorii. Na, asta este. Unul dintre constructori, unii dintre acționarii care lucrează aici, chiar acum îl întrebam înainte, doarme, se trezește, stă de dimineață până seara în șantier. Uitați cum arată. Deci deja fața este altfel. Estimăm noi că în 3 săptămâni maxim aici vom parca mașini. Da. Și de asemenea tot în 3 săptămâni și zona parcului, zona verde, va avea inclusiv gazonul montat. Foarte frumos. Va fi ceva de vis, ca să zicem așa. În paralel vom intra și în curtea catedralei, vom aloca fonduri la ședință, vom avea o extraordinară luni și vom aloca bugetul, am făcut calculele, am mai tăiat din estimările inițiale, dar vom face să iasă treaba ca bună la carte, să aibă continuitate, să aibă o legătură, pară un întreg cu zona pieții. Acum știți cum i-au apărut deja primii cârcotași care m-au și întrebat și au zis, bun, foarte frumoasă va fi, că lumea vede, că deja conturează frumos, dar, dule, piața, ce în jur catedrale arată cam... Nu, se vor da toate gardurile jos și va avea... Va fi deschis întreg. Totul va fi deschis, va fi un parculeț în lateral, în partea stângă a catedralei, va fi un parculeț la fel amenajat cu bănci, cu zonă verde, cu alei, o zonă de promenadă și în laterala catedralei, iar în față va fi amenajat cu pavaj, cu în același ton cu zona piațetei. Cu tot ce este făcut. Nu se va cunoaște ruptura dintre... Am înțeles, să nu fie o ruptură de stil, pentru că oricum materialele sunt scumpe, nu sunt chiar la îndemână. Sunt materiale scumpe, da, dar vor fi în aceleași materiale, vor fi și în... Și cu bani astea de la bugetul local. Cu bani de la bugetul local. Ok, o să rog colegul Am făcut calculele, voi propune în ședința de luni, va fi o ședință extraordinară luni, voi propune Consiliul Local această finanțare pentru culte. Cererea a existat și la prima rundă de finanțări, doar că la momentul ăla nu știam cum va arăta, pentru că v-am spus, în timp au mai suferit în funcție de ce s-a găsit pe sub pământ, ce nu se știa, au mai suferit modificări și de asta am lăsat-o să avansăm, să știm cam care este forma finală. Vineri 22 septembrie la sediul administrativ al primăriei orașului Stațiune Comănești a avut loc ședința grupului mixt de lucru pe probleme de etnie romă, prima de acest fel pe teren. Discuțiile au fost coordonate de subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru, alături de care a fost primarul orașului Stațiune Comănești, Viorel Miron, dar și reprezentanții serviciilor publice deconcentrate, dar și de la ONG-uri.
Suntem la Comănești, în imediată vecinătate a hotelului Carpați. Nu-i niciun hotel. De fapt, cine locuiește aici? Aici nu locuiește nimeni, este un proiect finanțat prin fonduri de la Banca Mondială, care deservește populația de etnie romă de la intrarea în cartierul Șupan, cu suficiente utilități care să îi ajute să spunem, să trăiască într-un mod mai civilizat, mai curat, în sensul că avem aici băi comune pe care le pot folosi pentru igiena personală, avem mașini de spălat pentru a-și curăța hainele de zi cu zi, avem câteva laboratoare și cabinete unde mai vine mediatorul sanitar și mai sfătuiește și așa mai departe. Este o utilitate publică, să spunem, pentru comunitatea care trăiește în imediat vecinătatea acestei clădiri. Ne-au întâmpinat un puști din această comunitate și ne-a zis, e curat la Barăci. Este curat pentru că, așa cum spunea și domnul primar la începutul ședinței de comisie mixtă pentru problemele persoanelor din etnia romă, au început pas cu pas, an de an, să încerce să vadă ce înseamnă civilizația, să accepte schimbările din domeniul acesta al igienii personale, al construcțiilor noi, al mulți dintre aceste persoane, familii, au plecat în străinătate, au muncit, au venit cu bani acasă, au construit clădiri noi. Pas cu pas am încercat prin diferite proiecte locale să le spunem că e bine să se integreze în societatea în care noi trăim astăzi. De altfel, comunitatea am văzut că este bine reprezentată la nivelul primăriei orașului Stațiune Comănești. Da, sunt bucuros că înainte de a ajunge la prefectură am lucrat cu o echipă formidabilă la Birou de Proiecte Europene. Și eu am colegă, și eu am și acum, pot spune, din administrația locală pe Alina, și mai sunt un om deosebit care lucrează pe fonduri europene și mai sunt inclusiv doamna Căruță, care este din această comunitate, este mediatorul sanitar. Sunt suficienți oameni care, într-adevăr, contribuie la activitatea primăriei și nu numai a comunității comăneștene. Astăzi mă bucur că avem ocazia să venim într-o comunitate mare de romi și că Biroul Județean pentru Romi și Grupul Mix de Lucru au stabilit ca ședințele să aibă loc pe teren, la fața locului. E un lucru bun și asta trebuie să continue, fiindcă lucrurile se văd aici pe teren. La pulsul ierbii, nu? Exact, la firul ierbii. Și chiar mă bucur astăzi că activitatea domnului subprefect, a domnului primar și a celor care fac parte din grupul mix de lucru e aici și vedem toți, constatăm că comunitatea romă a și evoluat, dar au și probleme. Problemele le-am văzut toți acum, chiar mă bucur că reușim să punem accent pe școli, pe educație, fiindcă este lucru cel mai important. Aici suferim, condițiile copiilor trebuie îmbunătățite. Astăzi chiar am observat câteva lucruri pe care zic eu că o să ne aplecăm și noi ca și asociație, dacă vom fi parteneri în proiectul primăriei, că am înțeles că derulează două proiecte primăria Comănești și cu, cum se spune, dacă nu te implici, lucrurile nu se vor rezolva niciodată. Dar dacă noi îi spuneam unui prieten, veni vidi vici, am venit, am văzut, am plecat, nu e suficient. Trebuie să și ce am constatat să punem la punct și să încercăm ca acești oameni care astăzi își pun speranțe în noi că vom reuși să le facem o viață mai bună. Cel puțin condițiile de locuit. Am văzut o casă care locuiesc 36 de familii și sunt cel puțin 100 de copii. Zic eu că se pot face lucruri. Deja primăria au un proiect acolo, au creat câteva condiții cu baie, cu duș, cu mașină de spălat, dar e nevoie ca și comunitatea să implice un pic și să nu aștepte tot timpul de la autorități, că vin autoritățile sau reprezentanții romi și rezolvă problema. E important ca și ei să, dar noi încercăm să-i mișcăm, fiindcă dacă ai o discuție cu ei, oamenii înțeleg, doar vor să vadă că există sprijin și că există interes. Un pitic ne-a întâmpinat la hotelul Carpați, între ghilimele, evident, hotelul Carpați, așa e supranumit, și ne-a zis că e curat la Bărăci.
Ați văzut papucei ordonați, hăinuțele curate, aranjate, am evoluat. Da. Știu, hotelul și de dinainte. Da, are o istorie acest hotel, având în vedere că aici a locuit unul din personalității politice comuniste, Ilie Verdeț, ar trebui să arate mai bine. Ar trebui, într-adevăr, să devină o locație în care să arate mult mai bine decât arată acum. Primii pași s-au făcut, ca să zicem, în ceea ce privește igiena, ajutorul comunității pe care îl oferă, pentru că trebuie să recunoaști, nu le-a fost nici lor ușor și nici celor care trăiesc acolo nu le-a fost ușor. E adevărat, e important că s-au făcut pași și că am mișcat un pic lucrurile, fiindcă toate se fac, dar trebuie răbdare. Iar aici, dacă nu există finanțare, dacă nu există autoritățile care se ocupă de comunitate să promoveze prin proiecte europene, fiindcă sunt bani suficienți în care ar trebui să primăria să beneficieze de aceste proiecte și comunitatea în special, că de fapt pentru ei sunt grupul țintă care ar trebui să beneficieze de aceste proiecte. Eu spun că am avut ocazia să vin vreo 2 ani pe un proiect Echitate pentru Sănătate, Echitate pentru o Viață Mai Bună, la Comănești, aici în cartierul Șupan, și la Blăgești, tot o comunitate de romi, Poiana Negustorului, Valea lui Ion, și vreau să spun că 1600-1800 de persoane au beneficiat de serviciile noastre. Adică am făcut școală cu ei, am reușit să facem mediere școlară cu ei, am reușit să învățăm să facă primul ajutor de urgență mamele pentru copii și pentru bătrâni. Deci când există finanțare și există cineva care te ia ca și partener în comunitate, împreună comunitatea romă cu autorități își dau mâna și pot rezolva multe lucruri. Și astăzi mă bucur că avem o echipă, doamna Ramona Dobrescu de la Prefectura Bacău, de aici de la autoritățile locale, doamna Căruță, care este mediatoare sanitară, mediatorii școlari sunt astăzi prezenți, s-a format o echipă. Această echipă trebuie să aibă continuitate și trebuie să fie parteneri cu instituția. Împreună să găsim soluțiile, împreună să rezolvăm aceste probleme, fiindcă nici noi nu putem fără autorități, nici autoritățile fără noi. Geneza Materiei este numele expoziției de pictură ce poate fi admirată la Galeria 9 din cadrul Galeriilor Frunzetii Bacău. Vernisajul expoziției este semnat de artista plastică Georgiana Stănescu, membra a Uniunii Artiștilor Plastici. Iași a propus această temă care, într-adevăr, îi dă posibilitatea să interpreteze geneza în felul ei. Mă bucur că și-a pus această întrebare, pentru că această geneză nu este vorba numai de crearea universului, este vorba și de regenerarea ei ca ființă, ca ființă care gândește, care creează, care are acea scânteie creatoare. Și vreau să spun că este într-adevăr altceva, pentru că fiecare expoziție a Georgianei a fost diferită și a propus o altă temă și o altă temă și o altă temă. Spre deosebire de celelalte expoziții, în această expoziție Georgiana este foarte colorată. Dacă până acum toate compozițiile ei erau foarte bine definite și aveau cadre aproape matematice și fiecare lucru era pus acolo unde trebuia și foarte bine gândit, dintr-o dată Georgiana vine cu o explozie de culoare, acel ceva care este la început și care apoi prinde formă. Probabil că la asta s-a gândit. Georgiana ne roagă, ne imploră cumva, ne oferă cu toată generozitatea cu ei o geneză la nivelul ochilor noștri, la nivelul orizontului nostru. Știți, pentru noi băcăoanii, cuvântul materie are cu totul alt înțeles decât pentru ceilalți. Numai noi auzim, împreună cu poetul nostru, auzim materia. Pentru toți ceilalți români și pentru toți ceilalți oameni din univers, cuvântul materie e mult mai sărac, e mult mai subțire, e mult mai slab decât pentru noi băcăoanii. Numai pentru noi, cuvântul materie are și acele sunete de clopot pe care i-a dat Bacovea. De asta vă invit la această expoziție, să fiți nu numai cu ochii deschiși, să nu fiți numai cu mâinile imaginare pe care le aveți ridicate, ci să fiți și cu urechile pregătite să auziți
sunetul, zgomotul, misterul, muzica materiei. Reușește acest portativ care ne înconjoară să urce și să coboare și să facă acea vibrație și să ne facă să rezonăm împreună cu culorile și împreună cu formele. Am răscăutat. Mulțumesc băieților mei că anul acesta m-au lăsat mai mult ca de obicei să caut și să mă regăsesc. Nu găsiți doar partea materială sau a materiei, cea fizică. Găsiți și o parte din mine în toate lucrările. Și cumva am încercat să transmit prin fuziune, așa cum a spus Iulian, e o altă variantă, aproape toată lucrarea pe care am așternut-o pe pânze este fuzionată, toată culoarea și m-am folosit mai mult decât de obicei de apă și cumva ăsta este efectul, sunt straturi peste straturi, sunt simțiri peste simțiri, de fiecare dată cu altă abordare și cu altă stare. La Bacău își desfășoară activitatea o nouă generație de artiști tineri care activează ca membri ai filialei UAP Bacău, dar și ca profesori în cadrul liceelor băcăoane. Start unei noi ediții a săptămânii mobilității în orașul Stațiune Dărmănești. Vineri 22 septembrie, piațeta primăriei, primarul orașului Stațiune Dărmănești, Toma Constantin, alături de viceprimarul Cosmin Păierele, dar și numeroși elevi, profesori și directori, au spus start săptămânii mobilității europene. Spuneam că perioada 16-22 septembrie a avut loc săptămâna europeană a mobilității și la Dărmănești. Suntem din nou în echipă completă, mobilizați, dacă aș putea spune așa, pentru a marca așa cum se cuvine acest eveniment. Am alături de mine partenerii tradiționali, școlile din Dărmănești. O salut pe doamna director Ansandi, pe doamna director Cenger, salut cadrele didactice care de fiecare dată ni se alătură și se implică în organizare. Salut și unul dintre sponsorii care s-au alăturat aceste inițiative, domnul Liviu Maziliu, va fi unul dintre cei care va decerna premiile. Salut prezența dumneavoastră a copiilor și sigur că salut și pe cei care s-au implicat și în special domnul viceprimar care s-a implicat în organizarea și desfășurarea acestor frumoase zile a mobilității europene. Am început din 16 septembrie acțiuni în teren, am făcut mișcare, am făcut curățenie, am făcut educație rutieră și în decursul săptămânii au fost postate activitățile pe care le-am desfășurat, dar astăzi iată că încununăm și finalizăm această săptămână cu o grămadă de activități aici în centrul localității. Avem concursuri de biciclete, de role, de șah, de badminton și veți vedea pe parcursul următoarelor ore evoluția acestor tineri și sigur, intenția noastră este să și premiem. Avem multe diplome, avem așa cum spuneam și acele premii tradiționale, bicicleta, rolele și așa mai departe. Vineri 15 septembrie de la ora 11 la CSM Onești a avut loc o conferință de presă despre rezultatele spectaculoase obținute de către sportivele legitimate la CSM Onești. Cambe Mihaela Valentina la haltere, medaliată cu bronz la campionatul mondial de la senior, desfășurat la Riad în Arabia Saudită. Rotaru Paura Izabela, lupte libere, medaliată cu aur la campionatul mondial de lupte pe plajă la senior și bronz la juniori, desfășurat la Constanța. Andrieș Georgiana, lupte libere, medaliată cu bronz la campionatul mondial de lupte libere pentru plajă la juniori, desfășurat la Constanța. Primul om pe care l-am sunat, conștientizând abia atunci că am o mare responsabilitate și că mi-am dorit să vin la acest club, nu doar pentru a mă așeza pe scaunul de director, ci din contră de a face performanță. Eu venind de la liceu sportiv, aveam deja imaginea și știam că Oneștiul și copiii Oneștiului pot da mult mai multă performanță decât exista la acel moment. Domnul profesor a fost primul om pe care l-am sunat după ce m-am dezmeticit din bucuria mea și i-am spus, am ieșit director, vii lângă mine. Și atunci, fiindcă de atunci știam că
este unul dintre cei mai mari strategi ai României, că toată viața și-a dedicat-o sportului de înaltă performanță și mi-am dat seama că doar cu el alături pot învăța și pot parcurge acest drum în speranța de a avea rezultate. Bineînțeles că nu m-am gândit niciodată că voi ajunge atât de departe. A fost primul mandat, mi-am dorit o primă participare la Olimpiada, a venit cu Diana Chelaru, după care am început să învăț fenomenul, să-l simt din interior, să învăț fiecare disciplină în parte și toate mecanismele și particularitățile lor. Și atunci mi-am dorit al doilea mandat, fiindcă mi-am dat seama că pot mai mult. Adică și eu și domnul profesor, și sunt convinsă că este în asentimentul meu, ne-am dorit tot mai mult, dar de la o etapă la alta. N-am plecat din prima. Ați ars etapă? Nu. În toată viața mea n-am ars nicio etapă. Am muncit fiecare etapă din viața mea. Dar ne-am dat seama că analizând, gândindu-ne, mizând pe oamenii pe care aveam în jurul nostru, de fapt cu care trebuia să construim, ne-am dat seama că putem accede la mai mult, că putem cere mai mult, că putem, dacă venim în sprijinul lor, putem avea rezultate tot mai bune. La momentul acesta, de exemplu, în toate discuțiile pe care le avem, deci nici măcar nu mai discutăm de medalii în obiective. Deci obiectivele se discută pe performanță. Deci medalia este cea care ne interesează cel mai puțin. Bineînțeles că ne dorim medaliile, dar atâta timp cât tu îți pui obiectivul de performanță, este clar că odată cu performanța vine și medalia. Deci discuțiile au avansat în strategia noastră și în discuții și în viziune, încât nu mai discutăm cu câte medalii vii la campionatul următor sau ce medalii aduce Mihaela. Nu! Care este performanța? Care este performanța la care trebuie să ajungă Mihaela anul acesta, ca lucrurile să fie mai mult decât bune, ea să aibă o creștere a performanței și noi să putem merge mai departe. Și ca să închei așa într-o linie la fel de frumoasă ca conferința pentru care v-am invitat astăzi aici, vreau să vă spun că eu săptămâna viitoare voi pleca la Campionatul Mondial de Gimnastică, unde obiectivul de calificare este cu echipa al fetelor, dar nu asta vreau să vă spun, vreau să vă spun că voi pleca cu Nadia. Mă voi întâlni cu Nadia acolo, voi sta cu Nadia acolo și voi povesti de club și de toate performanțele. Voi participa cu mare onoare că am primit deja invitația la cea de-a 26-a aniversare al Hall of Fame fundații pe care Nadia o conduce alături de Bart Kanner. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 23 septembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, maxima zilei urcă până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius. Duminică, 24 septembrie, cerul va fi parțial înnorat, cu o maximă ce va ajunge până la valori de 29 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius. Luni 25 septembrie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de 27 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.